fost unghiat. Să dăm glorie Mielului, al cărui nume astăzi Dumnezeu va vindeca. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Mulțumesc pentru închinare, Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru timpul minunat. Sfinților, hai să ocupăm locurile. Harul și pacea Duhului Sfânt să fie cu fiecare dintre voi. Fie că vă săturați, fie că nu vă săturați, eu asta o să spun de fiecare dată. Harul și pacea lui Iisus să fie cu voi. Amin? Fie ca ceea ce avem prin Hristos, și anume rodul Duhului Sfânt, bucuria, pacea, bunătatea, să-L avem din plin în numele lui Iisus. Amin? Sfinților, astăzi am venit să ne rugăm. Am venit să ne rugăm și aș vrea doar pe scurt, în scurte cuvinte, mă rog ca Dumnezeu să vorbească într-un mod clar și specific, să ne fie de folos și să ne crească credința astăzi. Amin? Și aș vrea să vă spun pe scurt, dragilor, 4 secrete despre vindecare. Asta nu sunt secrete din alea de pe Facebook, 6 secrete cum să faci nu știu ce. Dar sunt 4 idei pe care vreau să le transmit noastră și în special celor care slujesc în domeniul acesta al vindecării și al eliberării. Dar și cei care avem nevoie de slujire, o să vedem niște lucruri extraordinare după amiază asta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă mintea. Mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima și să înțelegem cât de puternică este jertfa lui Hristos și cât de folositoare, sau mai pe românește, să vedem că funcționează. Nu doar să predicăm, nu doar să povestim, și să vedem în viața noastră că jertfa lui Iisus funcționează. Amin? Dumnezeu să ne umple de credință. Acum, vreau să vă imaginați următoarea scenă. Imaginează-ți că ești slujitor și ești aici în față și deodată ai o puzdere de oameni care vor să te rogi pentru ei. Oameni dragi, în primul rând trebuie să ținem minte că este absolut necesar ca înainte de rugăciune să dezvolți credința bolnavului. Pentru că noi ca și slujitori avem credință. Noi vedem aproape zilnic cum Dumnezeu lucrează, vedem aproape zilnic cum Dumnezeu eliberează. Eu nu trebuie să mă chinui să cred. Dar bolnavul, el nu are atâta experiență. El nu a văzut vindecări, el poate a mai auzit, dar pentru el, foarte mult din ceea ce se povestește, e doar teorie. Și în momentul în care simți îndemn de la Duhul Sfânt să te rogi pentru o persoană, înainte de asta, dezvoltă-i credința. Și dacă ești tu bolnav, dezvoltă-ți credința înainte de rugăciune. Uitați dacă aveți Biblia la dumneavoastră sau pe telefon, dacă vreți să deschideți la Romani, capitolul 12, cu versetul 3. E un verset frumos, dar explicația aici nu știu dacă e completă, pentru că nu a fost scopul lui Pavel să ofere o explicație completă aici. Și Pavel spune așa, în Romani 12 cu 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și vin oameni și spun, frate,
Eu atâta credință am primit. Eu aș vrea să cred, dar nu pot. Asta e măsura de credință pe care mi-a dat-o Dumnezeu mie. 5.000 credință. Mi-aduc aminte că am fost odată la o rugăciune, și eram cu fratele Alin în echipă atunci și mergem tot să întrebăm persoana ce probleme vezi și în ce domeniu vrei să intervină Dumnezeu în viața noastră. La care ea brusc, auzi, știi ceva? În primul rând, să nu mă acuzi pe mine că n-am credință, da? Și noi eram... Stai, n-am început să vorbim. Nu, că am mai întâlnit eu din ăștia, dar deci nu te aud, dacă te rogi și nu mă vindec, nu te aud că n-am eu destul de credință. După cum vă gândiți, dai seama, am crescut credința puternic. Cum să spun eu, ca și creștin, atâta credință am primit la Dumnezeu? N-ai ce în ce. De unde noi nici Dumnezeu nu cer. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem astăzi. Fiți atenți. Măsura de credință pe care ți-o dat Dumnezeu, o poți crește. Hai să luăm alt verset. 1 Timotei 1:14. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit. Deci harul se poate înmulți, nu? Nu. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragoste. De ce nu spune și noi, frate, atâta dragoste am primit la Dumnezeu? N-ai ce înceri, mă. Păi nu spune că dragostea Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. De ce nu ne vine în cap să spunem, frate, eu nu pot să iubesc mai mult pe vrăjmașul meu, că atâta dragoste am primit? Dumnezeu îți dă o măsură de dragoste. Îți dă o măsură a harului. Îți dă o măsură a credinței. Dar ține de tine să le dezvolți. Ține de tine, dacă vă aduceți aminte, este un verset în Romani, în Corinteni, care spune la Romani 5:17, da? Cel ce primește în toată plinătatea harul. Deci poți să primești har mai puțin. Deci ține de tine. Dumnezeu îți dă tot. Dar ține de tine cât primești. Astfel că dacă ești slujitor, dezvoltă credința bolnavului înainte de rugăciune. Dacă ești bolnav sau ai nevoie de eliberare, dezvoltă-ți credința înainte de rugăciune. Atât de mult contează. Poți să economisești și câteva ore de rugăciune în plus doar prin faptul că vii pregătit. Acum, dacă îmi vine ceva, uite că n-am pregătit, sper să mă ajute Domnul să găsesc, ca să vă dau un exemplu de ce înseamnă. Nu vă pot tehnic să am telefonul, nu. Eu întreb că am mai primit reclamații. Vreau să vă arăt o mărturie, oameni dragi. O mărturie de o fetiță. Am găsit. O fetiță de 5 ani care a fost bolnavă de epilepsie. Și știți că la epilepsie se văd focarele epileptice. Așa arăta creierul fetiței ăsta de 5 ani. În momentul în care ea era bolnavă de epilepsie. Se vede? Deci ceea ce vedeți acolo nu e de la meteo. Sunt focarele epileptice ale creierului care creau tot felul de crize. Am avut harul ăsta să ne rugăm pentru ea. Și am avut harul să o vedem și noi vindecată. Cu analize.
Și așa arată înainte și după. Acolo scrie mic, dacă vreți, vă dau toate analizele, scrie fără focar epileptic. Am fost cu mărturia asta, slăviți să fie Domnul. Am fost cu mărturia asta, de exemplu, la Piatra Neamț, la o conferință. Așa, un timp fain de închinare am avut împreună, în cântare, că în timpul cântării am mers și mi-a zis Duhul Sfânt să arăt poza asta. Pe lângă unele pe care le mai avem, Dumnezeu mi-a spus despre asta. Și am arătat-o la oameni și uitați, oameni buni, zic, Dumnezeu poate să te vinge de epilepsie, Dumnezeu poate să facă asta, Dumnezeu poate să facă asta. Oameni buni. Deci, așa o credință o crea Dumnezeu în sală prin mărturia asta, de nu vă puteți închipui. Așa o credință că am primit cel puțin 3 mărturii de oameni care au fost eliberați în timpul rugăciunii în comun care au urmat după ce am povestit o singură minune. Dacă vrei să dezvolți credința bolnavului înainte de rugăciune, povestește minunile Domnului. Aveau evrei un obicei. O să ori de câte ori ai să ai probleme, adu-ți aminte și mărturisește minunile pe care le-ai experimentat de-a lungul timpului. De-aia puneau pietre de aducere aminte și întrebau copilașii pe părinți. Tati, dar ce înseamnă pietrele astea? Pietrele astea? Semnul a fost odată când Dumnezeu a despărțit Marea Roșie. Pietrele astea? Semnul și aducerea aminte. Că am fost în Egipt, dar Dumnezeu mi-a scăpat. Fie o mărturie pentru ceilalți, omul lui Dumnezeu. Împrăște minunile lui Dumnezeu. Spune minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta și crește credința oamenilor. Uitați-vă în jurul noastră, care ați mai fost la conferințe, probabil mulți dintre noastră știți mărturii. Așa de mult aș vrea să fac o dată o carte numai cu mărturiile pe care le-am văzut eu cu ochii mei la conferințe de genul ăsta. Oameni buni, Dumnezeu chiar lucrează. Am văzut oameni vindecați de cancer, oameni vindecați de diabet, am văzut oameni programați la operații care și-au anulat operațiile și au mers în concediu pentru că Dumnezeu e vindecat. Am văzut oameni cu coloana strâmbă când Dumnezeu le-a îndreptat coloana pe loc. Am văzut oameni cum focul Duhului Sfânt a venit peste ei și a eliberat de depresie. Am văzut oameni care au fost eliberați de dur de fumat, dur de dependență, de alcool, de curvie, de pofte. Am văzut atâtea lucrări din partea lui Dumnezeu și vreau să-L povestesc pe Iisus care lucrează și astăzi. Crește-ți credința și primește din brațul Lui credință. Că în momentul în care vei veni la rugăciune, tu trebuie să fii schimbat. Nu te aștepta să vii în față la rugăciune, să vezi ce o să mai fie de data asta diferit. Mă plictisesc câteodată când aud mărturii de genul în față, când vin la slujire, cum e? Na, frate. Asta e că am mai făcut vreo 16 ungeri cu un de len, am mai făcut vreo 40 de rugăciuni cu prezbitere și am să mai încerc o dată. Dumnezeu să ne ajute ca în seara asta să punem punct oricărui plan demonic făurit împotriva vieților noastre. Amin. Și orice nu e din Iisus Hristos să fie rupt în seara asta. Amin. Orice duh de boală în numele lui Iisus să plece. Amin. Orice legătură care ține familiile în ceartă și în dezbinare în numele lui Iisus să fie ruptă. Orice duh de boală, de cancer, de moarte, de sinucidere, de depresie în numele lui Iisus să plece. Amin. Și fie ca în primul rând orice îndoială, orice duh de necredință să fie risipit și ca din cer să vină o credință peste fiecare dintre noi să strigăm, Tată, cred că Tu ești vindecătorul nostru. Cred că Tu ești eliberatorul nostru și cred că Tu în seara asta faci minuni în viața mea. Crește-ți credința, dezvoltă credința ta și a celor care te ascultă. Pentru că în funcție de cum dezvolți credința,
atât de mult va putea să lucreze Ungerea Duhului Sfânt în persoană aceea. Sunt felurite cazuri. Sunt cazuri în care omul nici nu are nevoie de credință. Dumnezeu intervine. Dar asta nu sunt reguli. Asta sunt excepții. Dar dacă vrei să fii sigur că Dumnezeu lucrează în viața ta, dezvoltă-ți credința înainte de rugăciune. Și hai să vezi schimbări mari. Ce înseamnă să-ți dezvolți credința? Citește despre vindecare și despre eliberare. Ascultă despre minunile Domnului. Întreabă-ți părinții, bunicii, rudele, cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Ascultă despre lucrările Duhului Sfânt ca credința pe care ți-o dat-o Dumnezeu să crească. Și apoi cum credința ta va crește, va putea să ducă rod acolo unde tu ai nevoie. Amin? Se pare că a fost atât de cercetat că a început să plângă. Mă uit la un verset, dar înainte să mă uit la versetul ăsta, aș vrea să spun punctul numărul 2. Și aici fiți foarte atenți. Dacă ești slujitor, încurajează pe om, pe bolnav, să-și exercite credința chiar și înainte de rugăciune. De multe ori te afli într-un context al credinței, într-o atmosferă atât puternică a credinței, încât simți așa un impuls de la Duhul Sfânt să primești vindecarea chiar atunci, să primești eliberarea chiar atunci. Simți cum vrea să vină din cer, de la Dumnezeu, o ungere care să te facă liber atunci. Simți în predică o ungere și simți cum Dumnezeu vrea să lucreze. Simți în timpul cântării o ungere. Om dragă lui Dumnezeu, exercită-ți credința chiar dinainte de rugăciune, dacă o ai. Dacă simți că în timpul rugăciunii un duh al celui rău începe să se manifeste sub ungerea Duhului Sfânt, nu spune, las că vin în față. Ai avut hară să primești credință din partea lui Dumnezeu. Acolo stai pe el, ridică mâinile spre cer și mulțumește Domnul pentru ungerea lui. Și spune numele lui Iisus. În baza credinței lui Dumnezeu, cu tine vorbesc, duh de boală, în numele lui Iisus, pleacă! Pentru că ungerea pe care ai simțit-o îți este suficientă ca să ai rezultate. Eram la o conferință de genul acesta și la rugăciunea în masă, are Gabi niște cuvinte în rugăciune și spune în felul următor. Dacă în timpul rugăciunii simți undeva în trupul tău apăsare, o căldură, o ceva, pune mâna acolo unde e problema ta și crede că în momentul ăsta, în numele lui Iisus, tu vei fi eliberat. În momentul ăla, o persoană începe să simtă așa în piept deodată o apăsare care o strânge din interior. Era o legătură de ură care a început să se manifeste puternic, știind și având credință. A început să se roage și a spus în numele lui Iisus Hristos, orice legătură a urii și a mâniei care mă ține legată în numele lui Iisus să fie ruptă. Și o simți cum apăsarea efectiv o plecat din ea. O simți cum Dumnezeu o eliberat-o în rugăciunea în comun, în rugăciunea în masă. Pentru că ea nu a mai venit în față la rugăciune. Dumnezeu a vindecat-o acolo. Eram în Germania la o întâlnire de rugăciune în Zingen și o femeie care tot avea credință și de-a dat Dumnezeu credință de asta la toată lumea, minim, o să nu mai ies în față în rugăciune că ea crede că Dumnezeu poate vindeca acolo unde e. Și avea prolaps. Eu uit tare termenii ăștia, că aud multe. Un soi de incontinență urinară. Atât de ciudată,
încât s-a programat la operație. În momentul în care a fost rugăciunea în comun, în masă, așa o putere din Duhul Sfânt a venit peste ea, a crezut și a luat darul la credințe din mâna lui Dumnezeu, l-a primit și l-a lăsat să lucreze în trupul ei. În momentul ăla a simțit ca și o fierbințeală în trupul ei, a fost vindecată pe loc. Din momentul ăla nu a mai avut probleme și a anulat operația. Pentru că Iisus Hristos este vindecătorul tău. Pentru că Iisus Hristos vrea să facă lucrul ăsta și pentru tine. Nu te mai teme că n-ai destulă credință. Ai mai multă credință decât știi tu că ai. Dar te temi să o folosești că dacă nu se întâmplă. De ne-am teme noi și când păcătuim. De-am avea noi teama asta de rugăciune și atunci când o luăm pe cărări străini, atunci nu ne teme. Avem o credință. Dumnezeu să ne ajute. Înainte de slujire, deja să începem să ne exercităm credința pentru miracolul nostru. Miracolul de care tu ai nevoie, Iisus ți-l face. Nu eu. Nu omul. Omul lui Dumnezeu, care se roagă pentru tine, te ajută doar cu credința și cu cunoștința, poate și cu experiența. Dar vindecătorul și eliberatorul tău este Iisus. Cel cu care ai făcut legământ. El a luat asupra lui durerile tale. El a luat asupra lui neputințele tale. Și El în seara asta, dacă tu alegi să crezi și alegi să renunți la cele probleme pe care vrăjmașul le-a pus în viața ta, Dumnezeu în seara asta, îți garantez, te vindecă. În baza Scripturii și în numele Lui Iisus să avem credință deplină pentru asta. Amin? Dacă vreți să deschideți împreună cu mine în Fapte 14 cu 8, spune cuvântul Domnului, mă uimește modul lui Luca de a prezenta miracolul ăsta. Nu fiți atenți. În Listra era un om neputincios de picioare. Deci ce boală avea omul? Nu. Paralizat. Deci neputincios de picioare. Da? În caz că n-am înțeles și problema are omul, nu mai spune o dată. O loc din naștere. Și în caz că tot n-am înțeles cât e de gravă situația, mi spune a treia oară, care nu umblase niciodată. Eu împleonați de la bun, bun de tot. Era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. Și uitați contextul. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Deci se predica. Pavel s-a uitat țintă la el. Și fiindcă a văzut că are credință ca să fie vindecat, a zis cu glas tare, rămâi la urmă să ne rugăm pentru tine. Înțelegeți, oameni buni? În momentul în care ai credință ca să fii vindecat, saltă! Dacă simți că simți un flătur în trupul tău de la tumor, dacă simți cum coloana ta ți-i strâmbă, dacă simți cum oasele tale nu s-au așezat bine, dacă simți paralizie în corpul tău, dacă simți orbire, dacă simți surzenie, dacă simți orice fel de boală și orice fel de apăsare demonică, dacă simți credință, testează vindecarea ta, crede și primește vindecarea în numele Lui Iisus. N-aștepta până la urmă, că s-ar putea să o pierzi sau să-ți cadă. Tu în momentul în care simți credința, intră în făgăduința Domnului. Dumnezeu să ne ajute să intrăm în făgăduința Lui. Amin? Verifică, testează, fă ceea ce nu puteai face înainte. În moment, poți fi în predică, poți fi în timpul de închinare, poți să fie oricând, acasă. Când simți credința aia, ridică-te și umblă.
ridică-ți mâna. Eram la în zona Radului, într-o biserică. Și așa de interesant a fost acolo, că au fost patru femei. Unele mai de mult, altele mai de puțin timp, dar toate patru aveau câte o mână paralizată. Două dintre ele, dacă nu greșesc, erau în urma unui cancer și celelalte două nu mai țin minte exact din ce pricină. Dar nu le mișcau deloc. Erau fără viață. Și vine prezbitorul de acolo și zice, na, fraților, aici avem mai multe cazuri, mai complicate, mai grave. Și îi spune la colme, spune la fratele Alin, că uite, o să dați de o femeie care e pe lista bisericii de bolnavi, că să ne rugăm pentru ea și e foarte gravă, să nu am. Vă rugați-mă. Harul meu a fost că a venit la mine prima, dar n-am știut că e grav. Doar a venit prima, eu n-am știut cine. Cum se nimerește să vină rugăciune, că nu-i sortez. Oameni dragi, când Dumnezeu a vindecat-o pe femeia aia și în fața bisericii și-a ridicat mâna, deci nu vă explic ce era în biserica aia. Credință. O atât de mare credință a făcut ca fiecare din cele patru femei cu o mână paralizată, la urmă și-a ridicat mâna până sus în numele lui Iisus și-a fost vindecat. Atât de multă credință a făcut miracolele astea pe care ei le-au văzut cu ochii lor, încât ăștia din bancă deja au intrat sub unge. Mi-aduc aminte că era un bătrânel pe scaun și stătea, aștepta ca cineva să, o echipă de slujire să se elibereze, ca să plece să ducă și el la rugăciune. Și așa de cu scârț s-o pornit de pe scaun că au început să amețească pe drum. Dar avea credință. Și prin credința aia și el a fost vindecat. Ceea ce au dus înaintea Domnului. Jertfa lui Iisus. O restaurat. Dumnezeu în seara asta să ne umple de credință. Și fie ca orice cauză o aducem în seara asta înaintea lui Dumnezeu, să capete rezolvare. Amin? Amin. Dumnezeu să ne umple de credință. Încerc să explic la oameni dragi, contexte de genul acesta nu sunt normale. Sunt supranaturale. Aici se creează o atmosferă a credinței. Aici se creează o atmosferă a vindecării și a eliberării. Dacă Saul a intrat într-o atmosferă a profeticului și a început să profețească, cu toate că nu era proroc, cu cât mai mult vei simți tu ungere și credință pentru vindecare atunci când ești într-o atmosferă a credinței pentru vindecare. E mult mai ușor să fii vindecat și eliberat într-un context de genul acesta decât poate să fii acasă la tine. De aia spun, ne aflăm într-o arenă a libertății. Nu suntem într-o simplă clădire. Acum, locul ăsta e în stăpânirea lui Hristos. Amin. Și locul ăsta este o arenă a libertății în care Dumnezeu rupe lanțul, eliberează oameni, vindecă oameni, restaurează familii, întregește mintea, umple de înțelepciune. Ești în arena libertății lui Dumnezeu. Primește credință chiar dinainte de vindecare. Și în numele lui Iisus, chiar și din momentele acestea, fie ca ungerea Duhului Sfânt să lucreze în trupul tău, să lucreze la mintea ta, să lucreze în sufletul tău, în stomacul tău. Dacă ai probleme cu digestia, chiar în momentul ăsta să simți cum focul Duhului Sfânt te vindecă. Să simți cum Duhul ăla de depresie efectiv este rupt în bucăți de focul Duhului Sfânt. Să simți dragostea lui Dumnezeu cum îți inundă inima. Să simți cum Duhul ăla de neiertare, de frate, de soră, de mamă, cum e scos din lăuntru tău. Să simți cum legătura e de ceartă dintre tine și soțul tău în momentul ăsta se topește. Să simți cum ungerea Duhului Sfânt, om drag al lui Dumnezeu, te eliberează în seara asta. Pentru că ești într-o arenă
a libertății. Și libertatea asta, Iisus a făcut-o pentru tine. Primește ceea ce El a plătit. Vorbeam și aseară cu niște tineri. Vechiul legământ. Pentru iertare nu era bătut mielul. Pentru vindecare nu era bătut. Deci dacă avea un om în păcat și trebuia să fie iertat, lua un miel, îl aducea la templu, mielul era verificat, junghiat, fără bătăi, și prin vărsarea sângelui acelui miel, el primea iertare. Avem în vechiul legământ jertfe pentru vindecare? Nu. Avem în vechiul legământ ruperea blestemelor? Avem în vechiul legământ eliberări de demoni? Dar în nou legământ, prin rănile Lui, ați fost vindecați. El s-a făcut blestem pentru noi, ca noi să fim răscumpărați de sub blestem. Și dacă simți cum vecinul tău, părinții tăi, mama, tată, o vrăjitoare, bunicul, cine mai fi, dacă simți că niște oameni cu răutate au rostit anumite blesteme împotriva ta și a familiei tale, am o veste bună, om drag al lui Dumnezeu. În arena asta a libertății există ungerea care rupe blestemele astea. Dacă familia ta a fost blestemată ca să nu se înțeleagă și v-ați căsătorit cu scandal, voi doi v-ați vrut, dar nu vrut părinți. Și poate unii au fost pocăiți, alții nu. Și-au dat un mic dar, ori unui preot, ori unei femei care se ocupă cu bazaconii de-astea. Și-au rostit un blestem împotriva familiei și a căsniciei tale, că dacă nu faci cum am vrut eu și nu mă asculți și nu te însori și nu te măriți cu cine ți-am spus eu, în numele Lui Iisus nici să... Scuze, Doamne, iată-mă. Să nu te înțelegi cu ea. Și-o cheamă în numele Lui Satan peste familia ta. Ceea ce vreau să spun este că în seara asta, în numele Lui Iisus, blestemul ăsta poate fi rupt. Dumnezeu nu te cheamă să ai o familie prinsă sub niște legături ale vrăjmașului. Dacă simți lucrul ăsta, fie ca ungerea Duhului Sfânt, să rupă orice legătură de blestem de peste noi în seara asta. Orice legătură pe care a încercat-o să o pună vreo vrăjitorie, numele Lui Iisus să fie înlăturat. Pentru că nu-i nimic mai puternic decât numele Lui Iisus Hristos. Știți, oameni dragi, aici în zona voastră sunt foarte multe persoane care slujesc. Și de asta am simțit așa din partea Duhului Sfânt să am un mesaj dublu. Un mesaj pentru slujitori și un mesaj pentru cei care vin la slujit. Astfel că înainte de rugăciune, dezvoltă credința bolnavului. Și înainte de rugăciune, în al doilea rând, încurajează bolnavul să-și exercite credința chiar înainte de rugăciune. Pentru că pot să se întâmple minuni și se întâmplă sub ungerea chiar dinainte. Dumnezeu să ne dea credință în privința asta. Și în al treilea rând, om al lui Dumnezeu transferă credință în bolnav. Aici e un lucru extraordinar de important. În momentul în care tu spui mâna peste un bolnav, tu nu transferi doar puterea lui Dumnezeu, transferi și credința ta. În momentul în care un bolnav vine la tine și posar, ia mărâți, așteaptă intervenția lui Dumnezeu și el spune, am probleme cu aia și tu ești speriat de bombe. Bolnavul ăla simte necredința ta. Tu trebuie să știi una și bună. Când mergi acolo, trebuie să se întâmple.
Pentru că nu mergi în numele Tău, nu mergi în puterea Ta, ci mergi în numele Lui Iisus. Tu o să-ți crești credința, dar transferă credința asta și bolnavului, încurajează-l. Transfere prin mâinile Tale, prin cuvintele Tale, prin privirea Ta, transfere din credința Ta. Spune, o, dragă lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu în seara asta îți face bine, amin? Dumnezeu în seara asta îți face bine. Atâtea cazuri am văzut ca tine vindecate și eliberate. Să știi că pentru tine nu este excepție. Pentru tine jertfa lui Hristos e valabilă. Transferă credința ta și celui care are nevoie de eliberare. O să ajute enorm. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul ăsta. Pentru că credința ta trebuie să fie vizibilă. Credința absolută e contagioasă. Frica și îndoială și ea e contagioasă. Iar ca să fii serios, dacă mergi la doctorul să te opereze și te pune pe masă, așa întins frumos, și vine doctorul să te atins și Doamne ajută-mă! Și zice, ce credință o să aibă bolnavul ăla? În 86 din cază probabil se ridică, spune, trebuie să mă duc până afară. Tu ca și doctor spiritual, ca și medic spiritual, ca și reprezentant al lui Iisus, tu trebuie să emiți o credință vizibilă. Trebuie să fii contagios în credință. O să ajute mult. Și o să-ți mulțumească fratele. Și o să primești o răsplată din partea lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să ne facă niște oameni care să împrăștiem peste tot credință. Și al patrulea rând, aici e un lucru din câte văd cel mai important. Vreau să fiți foarte atenți. În al patrulea rând, este extrem de important să rămâi pe unda Duhului Sfânt în timpul rugăciunii. Nu e o formulă ce facem, nu e acatistă. Ai nevoie de călăuzire în momentul ăla. Și dacă te rogi ca un radio, Dumnezeu când îți va vorbi? Lasă-ți timp în momentul slujirii. Timp în care Dumnezeu poate să-ți vorbească. De-aia să vezi oamenii lui Dumnezeu care în timpul slujirii pur și simplu s-o opresc. Nu mai zic nimic. Dar poate țin mâna lor, se uită, nu se uită. E în momentul ăla primesc cunoștință din partea lui Dumnezeu. De asemenea, și tu ca bolnav. Și tu rămâi pe unda Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îți va vorbi. Uite, câteodată avem vedenii cu privire la unele probleme pe care oamenii le au și le spunem în vedenii. Uite, așa, la care îi spun. Nu știu. Pe vreo 10 minute de rugăciune și știu! De ce? Da. Pentru că Duhul Sfânt le-a adus aminte. Și ca bolnav, rămâi pe unda Duhului Sfânt în timpul rugăciunii și lasă pe Dumnezeu să-ți vorbească și ție. Să-ți vorbească pentru a-ți spori credința și a avea o vindecare și o eliberare completă. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Amin? Acum e acum. Dar hai să încep cu niște versete, că îmi trebuie curaj pentru ceea ce urmează. Fapte 8 cu 7. Dacă aveți Biblie, haideți să deschidem. Fapte 8 cu 7. Sunteți atenți? Cei din spate mă auziți? Mă în sus dacă mă auziți. Domnul, dacă îl iubiți pe Iisus. Aleluia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fapte 8 cu 7. Fiți atenți. Căci din mulți îndrăciți ieșeau... Ce ieșeau? Duhul necurat. Duhul necurat.
și scoteau binecuvântări pe gură. Dar de ce scoteau marții? Hai să luăm alt verset. Îl iau așa direct. Luca 4,35. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. Luca 11,14. Iisus a scos într-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Oameni buni, de ce în Biblie eliberare dramatică? Înțelegem mai întrebare? Sau hai să luăm pe la tej, așa cum arată, să nu mergem direct. Oameni dragi, hai să o zic direct. Cea mai mare dovadă de pocăință pe care o poți avea în timpul rugăciunii este să lași ca acele duhuri să se manifeste. Trăim un creștinism care a sărit peste episodul numit eliberare. În Faptele Apostolilor, erai vindecat, erai eliberat. Nu, asta nu e eliberare. În Faptele Apostolilor, erai vindecat, erai eliberat și după aia botezat. În zilele noastre, întâi ești botezat. Și să sari peste eliberare. Și noi avem impresia că în momentul pocăinței, eliberarea are loc la pachet. Pe oameni buni, dacă eliberarea se întâmplă complet la nașterea din nou sau la botez, de ce s-au chinuit ucenicii și Iisus să scoată draci înainte? Nu? Atâta scandal pe acolo, atâtea țipite, atâtea trântituri, de ce te complici cu spectacolul ăsta? Dacă Dumnezeu vrea să te elibereze, te eliberează și în liniște. Gândiți-vă un pic la lucrul ăsta. Hai să mai citim o dată un verset. Fapte 8:7. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Aș vrea să fiu iarăși direct. Dar mulți dintre voi îmi cunoașteți inima și știți că spun cu dragoste și eu nu vreau să ne îmbătăm cu apă rece. Vreau ca după ce ieșim de aici, cu adevărat, Dumnezeu să ne facă liberi. Amin. Dar vreau să vă spun un lucru important. Deschiderea ta în rugăciune este direct proporțional cu profunzimea eliberării de care vei avea parte. Cu cât te deschizi mai tare, cu atât eliberarea ta va fi mai profundă și mai deplină. Cu cât vii în față la slujire sau în banc unde rămâi, tu știi că ai nevoie de eliberare. Îți primesc atât de multe mesaje. Frate, am ceva în mine. Eu simt că am ceva care mă tulbură, mă chinui, simt prezența vrăjmașului noaptea, prin somn, simt cum mă strânge ceva de gât, eu simt că am nevoie de eliberare. Dacă îmi vin în față la slujire, lemn. În momentul în care ungerea Duhului Sfânt ar vrea să le am primire și acel Duh să se manifeste, persoana din rușine îl blochează. Pentru că trăim într-un context în care, din păcate, și creștinii au nevoie de eliberare. Pentru că noi n-am avut parte de rugăciuni de eliberare înainte de botezul în apă. Duhul nostru e mântuit. În Duhul nostru nu intră vrăjmașul. Dar e posibil în trup și în suflet să intre anumite legături. Pentru care dacă nu te rogi specific, alea nu ies automat la botez.
ești mântuit, dar mergi cu anumite legături care te țin legat. Ce adevărat e cuvântul ăsta? Rușinea îi ține pe oameni legați mai tare decât îi ține necredința. Înăuntru lor au credință, sunt disperați, dar e rușine. Cât e de dor adevărul ăsta? Rușinea leagă mai mult decât poate lega necredința. Mă rog ca Dumnezeu o seara asta să ne elibereze de rușine. Nu vă temeți că nu o să se întâmple atrocități. Dar deschiderea noastră față de eliberare va lăsa ungerea Duhului Sfânt să aducă o eliberare profundă. Dacă simți în momentul rugăciunii că un Duh vrea să se manifeste, nu-l bloca, lasă-l! Iau un exemplu, un Duh de mânie. Da, un Duh de mânie, că e un om și omul ăla trântește, farmă, răcnește prin casă, când îl ia Duhul ăla în primire, începe a vorbi violent, bate prin casă, tăci, prinde. În momentul ăla, Duhul se manifestă între ghilimele. După un timp, Duhul se calmează, omul se calmează și se întreabă, dar ce-a fost în capul meu? Ăsta n-am fost eu. Și vine omul nostru cu Duhul de mânie în față la slujire și când se roagă omul Dumnezeu peste el, Duhul ăla de mânie începe să se manifeste. Și ce crezi? Sfântul de el îl blochează. Bun că nu l-ai blocat când erai în casă și trânteai uși. Acolo l-ai lăsat să se manifeste în voi. Dar când vii în momentul, când vii în fața lui Dumnezeu ca să capeți libertate, nu. Deschiderea ta în rugăciune. Păi să-ți identifici legăturile demonice care ți-au terorizat viața. Și să spui, asta e, luați-o de aici. Închiderea ta față de manifestări, știi cum e? Să descoperi Domnul problema pe care o am. Îți ia acolo ascunsă să nu vadă cineva. Dumnezeu să descoperi, Dumnezeu le cunoaște. Parcă eu n-aș fi treaba asta, trebuie să-mi aduci toamnă. Dar au venit și un om orb înaintea lui Dumnezeu. Orb. Nu venea. Achipuia pe acolo. Habar n-am ce făcea. Și Iisus îl întreabă, vrei să mă rog pentru ochii tăi, așa? Iisus îl întreabă pe un orb, bâșbâim, ce vrei să-ți fac? Mi se pare extraordinar lucrul ăsta. Nu știa Iisus, dar nici nu trebuie prorocii să vezi că stai orb. Dar expunerea pe care tu o faci omului lui Dumnezeu spunându-i am nevoie de intervenția lui Dumnezeu aici și aici, îți deschide inima pentru eliberarea în domeniul lui. Dacă simți că anumite boli au intrat în trupul tău prin anumite acțiuni, exprimarea și expunerea acelor acțiuni, deschide inima pentru eliberarea ta. Noi nu luăm mărturisiri. Dacă vreți mărturisiri, ghinion, noi nu luăm. Noi nu așteptăm lucrul ăsta, că noi nu ne interesează. Noi suntem sătoi de povești și nici nu aflăm ceva nou. Dar vă spun cum funcționează. Fii ca Dumnezeu în seara asta să ne deschide inimii. Și să ne facă să înțelegem că venim înaintea lui Iisus, nu înaintea unui om. Și când omul lui Dumnezeu te întreabă ce vrei să facă Dumnezeu în viața ta, tu să-i spui românești. Am un duh de moarte care mă face să cred că o să mor 3 zile, într-o săptămână, în 2 luni. Simt un simptom aici, îl caut nu știu unii, gata, cancer la nu știu. Simt un simptom aici, gata, am boala nu știu care. Ăla e un duh de care Dumnezeu poate să te scape. Dar când vii în fața rugăciunii,
Și spui, uite, am problema asta, am gândurile astea. Dacă nu știi cum se cheamă Duhul, nu-i problemă, doar explică simptomele omului Dumnezeu și o să știe cum să procedeze. Deschide inima în domeniul ăla. Și în momentul în care omul Dumnezeu se roagă pentru tine, să știi că mâna lui Iisus este pe capul tău. Și vrei să simți ungerea Duhului Sfânt cum vine în lăuntru tău și începe să lucreze. S-ar putea să simți cum îți ia foc trupul. S-ar putea să simți cum îți ia foc sufletul. S-ar putea să simți vrăjmașul ăla care te-a atacat, cum se plimbă într-o parte în ala, cum încearcă atunci să te strângă. Nu bloca. Spune slujitor, eu te simt asta, simt asta, dar tu în lăuntru tău tu să știi, dacă bătălia e începută, o să ai victorie în numele Lui Iisus. Fie că e un minut, fie că e 2 minute, fie că 10 minute, fie că 20 minute, tu să știi una și bună. Tu ai victorie în numele Lui Iisus. Oricât de rău ar face, oricât de tare ți se pare că amețești, că ți se duce lumea sub picioare, ține minte. O eliberare profundă are o manifestare dramatică. Dacă vrei să nu fii eliberat în seara asta, blochează-te. Dumnezeu să nu ne ajute la lucrul ăsta. Dumnezeu să ne ajute ca în seara asta legături adânci pe care diavolul l-a pus în lăuntru nostru. Să le punem la picioarele lui Hristos și să spunem, Doamne, ai murit și pentru lucrurile astea. Am umblat prin șanță, pe sub podul, peste tăti gunoaile am umblat, știu. Dar mai știu, Doamne, că în numele Tău am iertare. Știu că în numele Tău sunt iertat de orice păcat și vindecat de toate bolile. Știu că nu merg. De asta vin să apelez la harul tău. Vreau să te slujesc. O să merg în față la slujire și nici eu nu știu tare mult. O să merg în față la slujire și fie ca Duhul tău să mă călăuzească. Deschide-mi inima, Doamne. Și fă să nu mă intereseze de cei din jur. Și fă să mă intereseze de faptul că viața ta e în mâinile tale și tot poți să mă eliberezi pe deplin în seara asta. Mă deschid înaintea ta și orice s-ar întâmpla, în numele lui Iisus, eu să plec acasă liber. Amin. Spuneam adineaori că poți bloca manifestarea unui Duh al vrăjmașului, pentru că sunt unii oameni care, în momentul în care Duhul, în momentul rugăciunii, prea controlul asupra trupului, din pricina ungerii Duhului Sfânt, când văd lucrul ăsta, se blochează. Dar simt că Dumnezeu în seara asta o să ne pună rușinea deoparte. Ia-ți rușinea și pune-ți un buzunar pentru 20 minute. O iei după. Dacă chiar ai nevoie de ea, o iei după. Dumnezeu să ne facă liberi în seara asta. Amin. Și-ar vrea să închei cu o mărturie extraordinară din Biblie. Hai dacă vreți să le schimb la Luca 8. Sunt multe persoane care devin conștiente că au nevoie de eliberare și devin conștiente că au nevoie de eliberare mai dramatică. Devin conștienți că au nevoie de o vindecare profundă. Dar se tem, ce o să spună lumea? Dacă eu nu o să mai fiu credibil în fața oamenilor, dacă o să spună, măi, să vezi ce era. Uitați un exemplu puternic. Luca 8:2. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de Duhul rele. Deci aici se referă la echipa pe care avea Iisus după el. Și spune că parte din echipa pe care o avea erau
femeie care a fost eliberată în trecut de Duhul Rele. Dar ce interesant, ia citiți acum. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 grade. De unde au știut ei că avea 7? Îți dai seama, știa toată lumea. Aia e Maria Magdalena, care a avut 7 grade. O femeie pe care aparent Dumnezeu a eliberat-o. 7 legături puternice. Dar ce interesant. Nu i-au furat deloc din credibilitate. Știți că prima persoană care a vestit învierea lui Iisus Hristos a fost o femeie. Și numele ei a fost Maria Magdalena. Prima persoană care l-a întâlnit pe Hristos, dacă nu greșesc, a fost o femeie care a fost eliberată de 7 draci în public. Femeia asta când a venit la ucenici, a bătut la ușă și s-a spus la o mare mulțime de ucenici, s-a spus, Iisus e viu, ăștia au crezut toți. N-au zis, tu să vorbești, nu? Tu nu ți-aduce aminte cum ai făcut? O eliberare profundă, te umple de ungerea Duhului Sfânt, te umple de patos, te umple de pasiune pentru Hristos, pentru că în sfârșit frâna aia de mână care e trasă tot timpul în viață, își dă drumul. O eliberare profundă te face credibil înaintea oamenilor. Să vă dau un secret. Un duh de respingere. Un om care are un duh de respingere. Pe lângă faptul că toată viața se va simți respins. O să mai avea și încă 2 manifestări. O să respingă și el la rândul lui, fără să vrea. Și același duh o să depărteze oameni de ea. Și merge să leagă de o comunitate și deodată comunitatea nu mai vrea. Și se simte respinsă. Vă dați seama că o astfel de persoană când este eliberată de Dumnezeu, problema asta a credibilității se rezolvă. Dumnezeu să ne ajute ca în seara asta. Orice minciune a vrăjmașului care va vrea să-ți spune, nu te duci la eliberare. Nu lăsa pe Duhul ăla ca să-și facă de cap. Nu lăsa ca să te faci de rușine. În numele lui Iisus, orice minciune a vrăjmașului în seara asta să n-aibă efect asupra noastră. Noi să dorim, să tânjim și să fim disperați, dacă putem spune așa, prin credință. Pentru o eliberare profundă. Să știi că eliberarea de care vei avea parte va fi și pentru ceilalți un semn al credinței. Nu uita că și în faptele apostolilor, șocul principal pe care l-au avut oamenii nu a fost vindecările. Au fost eliberările. O vindecat Hristos, slavă Domnului, spune, vindecă orbii, tare. Dacă nu au început să scoată dragi, au rămas șocați. Ei erau conștienți de lumea demonică, dar ei nu au mai văzut așa ceva să poruncești cu stăpânirea unui duh și el să plece. E așa ceva nu au mai văzut. Pe ei asta l-a șocat. Asta aduce credință și celorlalți oameni. Acum înțelegi de ce vrăjmașul vrea să pune atât de multă protecție chipurile în lucrarea asta de eliberare? Ca să n-aducă credință și celorlalți. Eram recent la o rugăciune. Se ruga Gabi cu Valerica pentru o persoană. Și în timp ce se rugau pentru ea, culme, a început să se manifeste mama ei în bancă. Sunt duhuri familiale pe care, dacă le scoți în numele lui Iisus, acea legătură a vrăjmașului se rupe de peste toată familia. De multe ori un duh, o legătură demonică, se lipește de un om mai vulnerabil într-o familie. Și acolo și are cuibul, dacă putem spune așa. Când persoana aia e eliberată, eliberează de legăturile la toată familia.
De-aia vă întind. Deschideți-vă înaintea lui Dumnezeu. Voi sunteți oameni înțelepți. Voi nu aveți nevoie de explicații. Voi știți că Dumnezeu face bine. Voi știți că Dumnezeu poate să elibereze și poate să vindece de orice boală și orice fel de neputință. Noi știm. Dar fie ca în seara asta, bariera minții noastre, a rușinii, s-o dăm la o parte. Și ceea ce va face Dumnezeu în seara asta, să fie spre gloria Lui și spre libertatea ta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Vreau să chem echipa în față de închinare, să continuăm să închinăm împreună. Și aș vrea în timpul acestor cântări, probabil 2, 3, 4, cât lasă Duhul Sfânt. Aș vrea, te rog să lași ungerea Duhului Sfânt. Să înceapă să lucreze deja în trupul tău. Lasă atmosfera credinței deja să lucreze în trupul tău. Haideți, dacă vreți, să ne ridicăm în picioare. Și împreună cu toată biserica. Laudă-L pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, mai bine zis, se coboară în mijlocul laudelor. Lauda pe care tu o aduci va fi un semn al credinței tale care va lucra puternic. Hai să ne închinăm. Dumnezeu,